folosită nu doar în lupta cu kilogramele, ci și pentru reglarea metabolismului, intermittent fasting sau în română post-intermitent e poate cea mai populară strategie de organizare a meselor care presupune o abordare relativ simplă a felului în care mâncăm. Într-un interval de 8 ore mănânci și apoi repaus alimentar timp de 16 ore. Așadar, nu propune reducerea aportului caloric, ci doar modificarea orelor la care sunt servite mesele. Ce se petrece cu organismul tău în cele 24 de ore ale zilei? Ei bine, în intervalul de 8 ore vom înghesui toată mâncarea pe care de obicei obișnuiam să o îngurgităm pe toată durata unei zile. Veți ajunge repede la concluzia că se va reduce considerabil numărul calorilor ingerate, pentru că nu putem mânca atât de mult într-o perioadă atât de scurtă de timp. În aceste 8 ore, organismul folosește nutrienții pe post de sursă de energie și totul e în ordine. Avem o concentrație relativ constantă de glucoză în sânge. Nu uitați, glucoza este forma principală în care glucidele sunt transportate în corp și este obținută în mod natural din alimente sau prin degradarea celorlalte tipuri de glucide. Glucoza este carbohidratul care asigură energia corpului ce poate fi stocată în mușchi sau în ficat sub formă de glicogen. Dar ce se întâmplă în continuare în cele 16 ore rămase? În perioada de post-absorpție, odată cu trecerea orelor, începe etapa de înfometare, în care corpul aflat într-o stare de stres își caută resurse de energie. Nivelul de insulină, hormon secretat de pancreas, responsabil cu menținerea unui nivel optim de glucoză în sânge prin convertirea alimentelor în energie, scade. Și odată cu el scad și glucidele. Durează aproximativ 10-12 ore ca organismul să golească rezervele de energie înmagazinată sub formă de glicogen, așa cum v-am mai spus, în ficat și în mușchi, și să caute alternative și astfel sunt luate în vizor și arse pentru a produce energie grăsimile, adică lipidele stocate în țesutul adipos, totul fără a afecta masa musculară. Sunt mai multe modalități de a face post intermitent. 16 ore cu 8, 12 ore cu 12, post intermitent în care servim doar o masă pe zi sau post ocazional în care sărim o masă în mod aleatoriu de câteva ori pe săptămână. Sau zi în care facem post complet și nu mâncăm nimic. Mai e și varianta de 5 zile cu 2, în care 5 zile mâncăm normal, iar în celelalte 2 mâncăm sub 500 de calorii. Important de reținut. În fereastra în care avem dezlegare la mâncare, nu dați năvală în frigider, ci consumați cantitatea obișnuită de mâncare. Altfel, sunteți predispuși îngrășării sau efectului de yo-yo, în care slăbim și ne îngrășăm la loc, prin revenirea la vechile cutume alimentare, proces care, în mod repetat, provoacă un impact negativ asupra metabolismului vostru. O paranteză aici ar fi să renunțați la fast food și alimente prea procesate sau bogate în zaharuri, întrucât rezultatele vin inclusiv din calitatea alimentelor consumate. Fac referință aici la aportul de nutrienți. În intervalul de înfometare, consumăm băuturi sărace în calorii. Apă, ceaiuri sau cafea neîndulcită. Odată cu începerea acestui post intermitent, la sfârșitul zilei, bilanțul calorilor e unul îmbucurător. Nu vom mai reuși să mai mâncăm atât de mult, pentru că nu ne mai este atât de foame. S-a constatat că postul intermitent influențează și nivelul de leptină din sânge, generând o senzație de foame printr-un nivel scăzut. Leptina este hormonul responsabil de senzația de foame și sațietate, iar o valoare crescută inhibă foamea. Este dovedit științific faptul că unul dintre factorii importanți pentru a ne prelungi viața îl reprezintă înfometarea, care ține metabolismul activ în căutarea de resurse. Personal, consider că nu trebuie să exagerăm, întrucât înfometarea reprezintă un stres psihic și atrage nefericire. Dar am putea începe să ne ridicăm de la masă fără acea senzație că am mâncat până n-am mai încăput nimic în stomac. Un bun început ar fi să mâncăm mai încet, cu porții mai mici, întrucât se știe că durează 30 de minute pentru a primi semnal creierul din partea stomacului cu informația că suntem sătui. Nu uitați în fereastra de 8 ore în care putem mânca să consumați un număr de calorii corespunzător nevoilor energetice ale organismului pentru a nu atrage un stres printr-o senzație de dietă restrictivă. Fiecare organism e unic și nicio metodă de pierdere a greutății excesive nu funcționează la fel pentru practicanți. Pentru unii, postul intermitent este un stil de viață.
Pentru alții reprezintă o soluție pentru pierderea în greutate pe termen lung. Beneficiile postului intermitent asupra sănătății. Unul dintre beneficii este că acesta crește sensibilitatea organismului la insulină, ceea ce ajută la stabilizarea glicemiei și reduce riscul de apariție a diabetului. Un alt beneficiu. Normalizează sensibilitatea la leptină și nivelul grelinei, hormon supranumit al foamei. Pierderea în greutate și reducerea procentului de grăsime corporală. Încă ceva. Reduce stresul oxidativ și previne deteriorarea celulară. Mai crește rezistența la stres și încetinește procesul îmbătrânirii celulare. Reduce nivelul de colesterol rău și de trigliceride care se pot depune pe artere. Reduce riscul apariției de boli degenerative ale sistemului nervos datorat înaintării în vârstă. Nu în ultimul rând, menține tensiunea arterială în limite normale. Drept concluzie, reglarea metabolismului este poate beneficiul principal de care ne bucurăm. Ritmul în care mâncăm și cel în care consumăm energia din mâncare au o influență majoră asupra metabolismului, a secreției hormonale, a stării de bine și a somnului. De aceea, un raport bine echilibrat între cele două conduce la îmbunătățirea acestor parametri. Postul intermitent este o alternativă benefică pentru persoanele cu o stare de sănătate generală bună, dar care doresc să scape de excesul de grăsime și să obțină un corp tonifiat, fără a avea restricții calorice. În schimb, pentru persoanele a căror dieta este compusă din alimente procesate și rafinate, bogate în zahăr, dulciuri și produse făinoase, nu este recomandat postul intermitent, deoarece sunt expuse la apariția variațiilor foarte mari ale glicemiei. De asemenea, postul intermitent nu este indicat femeilor însărcinate care alăptează sau care practică exerciții fizice intense zilnic, existând riscul scăderii procentului de grăsime corporală sub limita considerată normală, cu risc de apariție a dereglărilor hormonale. Postul intermitent nu este recomandat persoanelor hipoglicemice, diabetice, subnutrite sau celor care au probleme cardiace sau afecțiuni genetice de intoleranță la anumite alimente. Nu uitați! Postul intermitent este doar o altă pârghie pentru a deprinde obiceiuri care ne ajută în adoptarea unui stil de viață sănătos, în care dieta echilibrată e completată și de un plan de activitate fizică constant. Alături de echipa Train Days, vă stăm la dispoziție cu programe de antrenamente și de nutriție care să vă ajute să vă atingeți obiectivele. Pe data viitoare!